Bun găsit la Adevărul Live, sunt Lizeta Oprea. Astăzi vă invit să aflăm ce este insuficiența mitrală, cum apare și cum se manifestă această boală, dar mai ales când trebuie să ne prezentăm de urgență în cabinetul medicului. Alături de mine este profesor dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară la Sanador. Bună ziua, mă bucur că sunteți astăzi la Adevărul. Bună ziua, doamnă Oprea, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc celor care vizionează emisiunea Adevărul Live. M-am uitat pe statistici și am văzut că bolile cardiovasculare sunt responsabile pentru peste jumătate din decesele înregistrate în România. Asta în condițiile în care mai bine de 80% ar putea fi evitate prin prevenție. Întrebarea este ce nu facem bine sau ce ar trebui să facem mai mult decât se face în prezent. Așa este, aveți perfect dreptate, mai precis 56% din decesele românilor se datorează bolilor cardiovasculare, iar pentru a ieși din această situație dificilă trebuie acționat pe mai multe planuri și trebuie creată o strategie națională pentru a putea depăși acest moment dificil. În primul rând, trebuie crescută finanțarea alocată bolilor cardiovasculare, deoarece nu se poate face o medicină de calitate la nivel european cu o finanțare care nu s-a mai schimbat de 30 de ani. Deci trebuie crescute fondurile. După vedeți modelul ceea ce s-a întâmplat în pandemia COVID-19, când s-au alocat miliarde pentru a putea depăși acest moment și deocamdată suntem într-o fază bună, o fază stabilă, o fază în care această boală a diminuat foarte, foarte mult. O astfel de strategie națională trebuie alocată și trebuie gândită și în cadrul bolilor cardiovasculare, deoarece problema este mult mai complexă, durează ani până formezi specialiști care sunt capabili să acorde un tratament corespunzător pacienților. Și fără creșterea acestei finanțări, care să permită, în primul rând, o creștere a numărului de centre, o dezvoltare deja a fiecărui centru existent care să-și poată întări și îmbunătăți echipa, tot într-un final pentru a putea trata mai mulți pacienți, fiindcă avem, într-adevăr, în România foarte, foarte mulți pacienți care au nevoie de îngrijiri în acest domeniu și, din păcate, mulți dintre ei nu ajung să fie diagnosticați, nu ajung la medic și se pierd în ceea ce numim noi prespital. Specialiști avem? Că s-a tot vorbit despre ne pleacă medicii, nu ne mai pleacă și s-au întors medicii în România. Cum stăm din acest punct de vedere? Avem, dar nu suficienți și acest efort care ar trebui imaginat pentru bolile cardiovasculare trebuie în paralel dezvoltat o axă de întărire a resursei umane. Fără acest lucru este greu să depășim situația în care suntem. Care sunt provocările în domeniu? În domeniul bolilor cardiovasculare? În domeniul bolilor cardiovasculare se lucrează multidisciplinar. Deci este foarte important ca orice centru nou de boli cardiovasculare să-și dezvolte această multidisciplinaritate. Nu numai chirurgii sunt importanți, chirurgii cardiovasculare lucrează într-o strânsă colaborare cu cardiologii, cardiologii clinicieni, cardiologii intervenționiști, electrofiziologii, o echipă apoi de anestezie, terapie intensivă este absolut esențială pentru a avea rezultate bune și pentru a putea desfășura proceduri cardiovasculare complexe. De asemenea, radiologia intervențională, acolo unde se găsește, tot ce înseamnă imagistică de vârf, computer tomograf, rezonanță magnetică nucleară. Pentru dumneavoastră, medicina cardiovasculară, atunci când se dezvoltă într-un spital, creează un efect de halo, da? Un efect de halo transdisciplinar, deoarece disciplina și know-how-ul care sunt aduși de o echipă bine experimentată în managementul bolilor și tratarea bolilor cardiovasculare va crea un pol de excelență la nivelul întregului spital și aceste protocoale, această rigurozitate va ajuta și la dezvoltarea celorlalte specialități. Putem vorbi de afecțiuni cardiace mai frecvente printre români?
afecțiunile cardiovasculare sunt frecvente în sine la nivelul populației din România, din punct de vedere al distribuției patologiei congenitare, patologiei valvulare, patologiei coronariene, suntem în media europeană și avem aceeași distribuție care o putem regăsi în Franța sau în Germania, cu un bemol, cu un specific românesc. Avem un procent mare de afecțiuni cardiovasculare congenitale care sunt subdiagnosticate și care ajung la tratament. Deci dacă vreți, avem un deficit mare de specialiști în boli cardiovasculare capabili să trateze partea congenitală a bolilor cardiovasculare. Le promitem celor care ne urmăresc astăzi, o să explicăm ce este insuficiența mitrală și așa că am să vă rog pe dumneavoastră să faceți acest lucru, să explicăm de ce apare și cum se manifestă. Una din cele mai importante, dacă putem spune astfel, valve ale inimii, valva mitrală, care se găsește chiar în interiorul inimii, își pierde capacitatea de a se închide perfect și apare o regurgitare, o inscență. Este foarte important a face diferența între inscența mitrală minoră sau moderată și inscența mitrală severă sau torențială, care trebuie absolut tratată și numai chirurgical. Sunt foarte multe persoane în populația generală care pot să aibă un anumit grad de insuficiență cardiacă minoră sau chiar o insuficiență cardiacă moderată, care sunt absolut asimptomatici și care își pot desfășura activitățile și nu vor avea nevoie de nicio procedură cardiovasculară. În schimb, atunci când insuficiența mitrală devine severă, devine importantă, atunci când valva nu se mai închide deloc, da, și sângele refluează înapoi spre circulația pulmonară, pacienții pot prezenta multiple complicații, de la edem pulmonar acut, de asemenea o insuficiență cardiacă care se instalează progresiv și în unele cazuri chiar moarte subită. Ceea ce este important de știut pentru pacienții din România este că insuficiența mitrală, chiar atunci când este severă, se poate trata foarte bine și aceste proceduri se pot face endoscopic minim invaziv. Deci nu mai vorbim de acea chirurgie pe cor deschis care înspăimântă pe toată lumea. În special în centru de boli cardiovasculare din Spitalul Clinic Sanador, această intervenție este realizată exclusiv 100% din cazuri endoscopic, fără deschiderea sternului, ceea ce permite o recuperare rapidă a pacienților cu un impact chirurgical minim. De ceea ce este la fel foarte important de știut este că această patologie, atunci când este corect tratată și în majoritatea cazurilor insuficiența mitrală se poate repara, este foarte important ca pacientul să beneficieze de o plastie de valvă mitrală într-un centru specializat. Deci atunci când chirurgul reușește să transforme această insuficiență mitrală severă sau torențială într-o insuficiență mitrală de grad 1 sau 2, rezultatul este foarte bun, pacientul devine asimptomatic, este stopat procesul de evoluție a cordului spre insuficiență cardiacă și pacientul va avea o viață absolut normală și o speranță de viață corespunzător vârstei respective. Vă spuneam înainte de interviu că de fiecare dată încerc așa să mă gândesc la întrebările pe care le-ar avea un român care potențial care suferă de această boală. Cel mai probabil se întreabă de fiecare dată cum decurge intervenția, însă înainte să ajungem acolo vreau să-mi spuneți cam care sunt simptomele care ar trebui să-l trimită la medic. Aveți foarte mare dreptate. Rolul nostru este foarte important. Este prin aceste emisiuni care le realizați, trebuie să ajungem la cât mai mulți pacienți, să atingem un public cât mai larg, deoarece această boală
1, dacă nu este tratată, duce spre insuficiență cardiacă, spre o persoană normală, se va transforma într-o persoană cu un grad mare de handicap, nu va mai putea lucra, nu mai va mai putea avea nicio activitate socioprofesională, iar pe de altă parte, dacă va fi tratată corect, iar tratamentul corect în majoritatea, în cazurile în care se protează și vorbesc de majoritatea cazurilor, este această plastie mitrală realizată videoasistat endoscopic, pacientul va deveni absolut normal și nu va avea nici măcar nevoie de un tratament anticoagulant care este atât de complicat de gerat de multe ori. Referitor la simptome, este foarte important de știut că în cele mai multe cazuri, insuficiența mitrală este asimptomatică. Asta este și uneori dificultatea, deoarece în managementul acestei afecțiuni, deoarece pacienții fiind asimptomatici, ei consultă rare ori un medic. De multe ori se schimbă statusul, gradul de toleranță la efort și atunci pacientul începe să simte o ușoară oboseală sau la activități fizice frecvente și este foarte important de știut că atunci când cineva simte că, de exemplu, o persoană care locuiește la etajul 2 și care urca fără probleme până la etajul 2, simte că acest lucru devine mai dificil, vedeți o analiză simplă a activității noastre cotidiene, este bine de consultat urgent un medic cardiolog. Sunt unii pacienți, vedeți insuficiențele mitrale, evoluția insuficienței mitrale diferă de la un pacient la altul, care își rup niște cordaje care ancorează valva mitrală. Într-un anumit moment, această ruptură survine de cele mai multe ori acut și majoritatea pacienților simt acest moment, simt instaurarea unei oboseli progresive, unei stări de rău, dar acest lucru nu se întâmplă la toți pacienții și atunci această schimbare a gradului, a felului în care conștientizăm oboseala la activități curente este foarte important de conștientizat și de consultat un medic cardiolog care să realizeze o ecografie cardiacă. Acest moment al ruperii are anumiți factori? Adică sunt anumiți oameni mai predispuși decât alții? Sunt unele persoane care au o predispoziție, persoane care au o slăbiciune în colagenul structural care se găsește în organismul nostru. Sunt persoane cu boli de colagen, boală Marfan, boală Ehlers-Danlos, dar sunt colagenoze care nu sunt diagnosticate neapărat. Și atunci primul semnal de alarmă este această oboseală care survine în urma unui efort normal și încă o dată subliniez gold standardul, examenul cel mai rapid care pune diagnosticul aproape în 100% din cazuri este ecografia cardiacă. În plus, ecografia cardiacă transtoracică este un examen, o modalitate diagnostică neinvazivă. Deci, practic, de câte ori ar trebui să facem această ecografie? Dacă oricum boala nu are simptome, ca să ne asigurăm că nu suntem printre pacienți. Este bine ca după 30 de ani, chiar dacă nu avem simptome, să facem odată o ecografie cardiacă, iar apoi, evident, dacă această ecografie cardiacă este absolut normală, apoi trebuie să refacem una dacă simțim că obosim mai frecvent, că avem dureri din piept sau orice alt simptom de acest gen. Spuneați mai devreme că insuficiența mitrală este una din bolile cardiace abordate cel mai frecvent, minim invaziv, și aș vrea să le explicăm celor care ne urmăresc cum decurge intervenția, mai ales că explicați că s-a schimbat procedura față de chirurgia clasică pe care o știm cu toții. La Spitalul Clinic Sanador s-a dezvoltat un centru de excelență în tratamentul bolilor cardiovasculare și în special în tot ce este patologie valvulară. Nu există pacient
pacient care să aibă nevoie de o procedură valvulară care să nu fie abordat minim invaziv fără deschiderea sternului de echipele medicale ale spitalului. Practic am asistat la o revoluție. Vedeți dumneavoastră, această chirurgie minim invazivă în alte domenii a debutat undeva în anii 90. Țin minte că eram la un stagiu în Marea Britanie, la profesorul Westerby la Oxford, la sfârșitul anilor 90, 1997 mai precis, și chirurgii cardiovasculari asistau la această explozie a tehnicilor minim invazive. Și atunci profesorul Westerby a invitat majoritatea liderilor de opinie din chirurgia cardiovasculară mondială, vorbesc de Tyrone David din Canada, profesorul Adams din New York, Carpentier din Paris și alții care nu mi-i mai aduc aminte, și au făcut o conferință de consensus în domeniul chirurgiei cardiovasculare și tranziției acestei specialități spre chirurgia cardiovasculară minim invazivă. Vedeți dumneavoastră, eu am fost impresionat. Eram în ultimul an al facultății de medicină și am fost impresionat să văd această desfășurare de know-how, de expertiză. Din păcate, concluziile acestei conferințe a fost că patologia cardiovasculară este mult prea complexă pentru a putea fi abordată minim invaziv. Și au mai trecut aproape 10 ani când au început să fie realizate în domeniul cardiovascular aceste proceduri minim invazive. A trebuit dezvoltate mai mult, au trebuit miniaturizate tehnicile de circulație extracorporeală, instrumente adaptate pentru proceduri cardiovasculare minim invazive, și acest lucru a necesitat mai bine de o decadă. În momentul de față avem ceea ce ne trebuie și personal am demarat aceste intervenții minim invazive în 2008. Deci sunt acum mai bine de 14 ani de când fac aceste proceduri. Echipa care o coordonez are peste 1000 de intervenții de proceduri cardiovasculare minim invazive la activ, și acest lucru, astfel putem trata nu numai insuficiența mitrală, toată patologia mitrală, toată patologia valvulară aortică, a valvei tricuspide, minim invaziv, videoasistat endoscopic, fără deschiderea sternului. Și acest lucru este într-adevăr o revoluție în medicină, în cunoaștere și în special și în primul rând în impactul acestor proceduri și beneficiile care le aduc pacienților. Pentru că ați amintit de revoluția în domeniu și de intervenții, știu că ați efectuat o serie de intervenții în premieră națională și aș vrea să vă rog să ne vorbiți de o parte dintre acestea. Da, e o întrebare foarte bună. Ar trebui, după cum vă spuneam și la începutul interviului, ar trebui să le aștern pe hârtie. Vedeți, aceste intervenții nu au fost realizate în dorința de a face o premieră, ci în dorința de a ajuta un pacient, și mă refer la intervenții în premieră în domeniul disecțiilor de aortă realizate transcateter, în domeniul chirurgiei valvulare aortice realizate minim invaziv cu tehnologie RAM sau cu sutură de cornot sau implantare de valvă sutureless, în domeniul valvei mitrale plastie cu tehnologie 3 și 4D, și la o emisiune anterioară, vezi, de asta cred foarte mult în colaborarea între medici și media pentru a duce un mesaj și pentru a transmite mesaje importante pacienților noștri. Vorbeam de o intervenție care mi-aduc aminte și care a fost, cum spuneți dumneavoastră, în premieră națională, o tânără pacientă care era la câteva zile de o intervenție de cezariană și care am găsit-o, am fost chemat de echipa de obstetrică și ginecologie deoarece era intubată în șoc cardiogen de cauză necunoscută. A fost prima intervenție realizată în România și în Europa de Est chiar de
schimbare de valvă pe cale endoscopică într-un context unei endocardite infecțioase și după această emisiune pacienta care pierduse oarecum legătura m-a contactat pe Facebook și cred că o voi vedea în consultație și cu emoții cred că o voi vedea și suntem la 4 sau 5 ani de la acea intervenție, voi vedea și băiețelul doamnei care are 4 sau 5 ani. Cercetările în domeniul chirurgiei sunt într-o continuă dinamică și am văzut că țineți, evident, ritmul cu acestea. Aveam să vă întreb care sunt ultimele descoperiri și cât de aplicabile sunt ele, având în vedere că cunoașteți foarte bine sistemul, ați fost și ministrul sănătății. Așa este, am constatat și am cunoscut o evoluție și o revoluție și o explozie a numărului de tehnici în domeniul medicinei, în special în domeniul bolilor cardiovasculare, în special anii 2000-2010 și astfel au apărut, vedeți, intervențiile cardiovasculare minim invazive, care nu erau posibile cu 20 de ani în urmă, au apărut intervențiile transcateter, care sunt o subgrupă a chirurgiei cardiovasculare minim invazive, acele valve care le implantăm noi chirurgii prin artera femorală, deci fără să facem nici măcar cea mai mică incizii la nivelul sternului, proceduri endovasculare complexe care sunt tot minim invaziv, practic orice anevrism sau disecție de aortă se poate trata transcateter minim invaziv. Undeva la 2014-2015 a apărut o hiperreglementare la nivel european și la nivelul Americii de Nord, atât Statele Unite prin FDA, cât și Europa prin mecanismul CE Market a schimbat foarte mult și a, să zicem, ranforsat procedurile și astfel multe din aceste inovații ajung din ce în ce mai greu să fie aplicate pacienților. Bugetele de inovație au ajuns să fie mai importante pe partea, în momentul de față, pe partea reglementării birocratice decât pe partea dezvoltării produselor în sine. Vă dau un exemplu. O valvă transcateter a trecut de la generația a treia la generația a patra și numai bugetul pe partea asta de reglementare a depășit $1 miliard. Vă dați seama că cineva care are o companie de inovație, o companie tehnologică mică, nu mai are aceste bugete. Astfel, în momentul de față, numai multinaționalele mari, cel puțin în domeniul tehnologiilor, operatorii, mai reușesc să aducă ceva nou pe piață, din ce ce mai puțin, din păcate. Acest lucru a fost semnalat și de profesorul Palmaz, cel care a inventat primul stent coronarian, care într-un editorial de acum 2 ani trăgea un semnal de alarmă. Articolul se și chema stagnarea dispozitivelor cardiovasculare în medicina actuală și explica toți acești factori care duc la o stagnare și din păcate cred că în următorii, cel puțin în următorii 10 ani până nu ajungem la o resincronizare între lumea specialiștilor și lumea, să zicem, celor care reglementează, care coordonează aceste organisme din țările în care lucrăm, vom asista la o batere a pasului pe loc, care evident nu este în domeniul pacienților. Și pentru că toți suntem la capitolul provocări și aminteam la începutul emisiunii despre faptul că înainte se vorbea și se tot arăta foarte mult către ideea asta de faptul că nu știm să ne păstrăm medicii în țară. Acum înțeleg că s-a mai diminuat, că s-au luat măsuri și o să-mi confirmați sau infirmați dumneavoastră. Pe de altă parte, sunt foarte mulți pacienți români care merg să se trateze în afară și pentru că știu că ați profesat și în Franța și în Marea Britanie și în Scoția, Germania. Aș vrea să vă întreb, deci aveți experiența a ceea ce înseamnă sistemele medicale de acolo. Există o mare diferență între cele două, aceste sisteme de sănătate? Este pertinentă nevoia românului de a se trata în afară?
Vedeți, dumneavoastră, ați subliniat foarte bine, ați început întrebarea vorbind despre acea fuga medicilor români în străinătate și, vedeți, această fugă demonstrează, în primul rând, că în sistemul medical românesc și în sistemul sanitar, problema nu este a resursei umane. Da? Medicii români sunt la fel de buni în România și la fel de buni în, atunci când pleacă din țară în Franța, Germania, Statele Unite. La fel asistentele medicale și toți cei care lucrează în sistemul sanitar sunt bine pregătiți, sunt bine primiți atunci când pleacă din țară. Într-adevăr, acest flux a scăzut în ultimii ani din fericire. Problema diferenței atât de mari între sistemele sanitare și faptul că suntem în continuare pe ultimul loc în Europa la majoritatea indicatorilor sanitari și la cei mai importanți indicatori, mă refer de exemplu la mortalitatea de spital datorită unor cauze prevenibile, dar suntem pe locul 1 în Europa, deoarece în spitalele de România încă se mai moare din cauze care în alte țări din lume ar putea fi complet evitate. Și acest lucru se datorează și poate fi schimbat numai atunci când decidenții politici vor înțelege că medicina este subfinanțată. Acest principiu de bază face ca pacienții să plece din România în țări în care actul medical este finanțat corect și astfel, printr-un act finanțat corect, echipele medicale își pot realiza misiunea de a salva pacienți, deoarece au dispozitive medicale, implanturi la standard de 2022 și nu la standard de 1990, cum este de multe ori cazul la noi în țară. Deci până nu stopăm acest decalaj de finanțare a actului medical, nu vom putea reforma sistemul sanitar. Vedeți, cred că și cuvântul reformă în domeniul medical și-a pierdut din sens. Toată lumea face reformă, dar nu se întâmplă mare lucru. Este foarte simplu de înțeles. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să finanțăm la nivel european procedurile pentru a nu discrimina pacienții români față de ceilalți pacienți europeni. Și vă dau un exemplu. Vedeți, multă lume, mulți din, să zicem, gânditori în domeniul sistemului sanitar critică sistemul DRG, care este introdus la noi și de ce a fost introdus? Pentru a calcula finanțarea care trebuie alocată fiecărui caz tratat într-un spital din România. Din păcate, noi am reușit să corupem chiar și sistemul DRG în sine. DRG-ul este foarte simplu de înțeles. Suma alocată tratamentului unui pacient este un produs dintre complexitatea patologiei pacientului și o sumă fixă, tariful pe caz ponderat, care este alocată tuturor spitalelor din România. Dacă în Germania acest TCP, acest tarif de caz ponderat este undeva în jurul sumei de 5.000 de euro, la noi este undeva între 1.500 și 2.000 de lei în funcție de spitalul care tratează pacienții respectivi. Deci de aici pornim cu stâng în tot ce facem în sistemul sanitar. Cum vedeți evoluția sistemului sanitar românesc? Și aș vrea să ne referim inclusiv la acest flux de pacienți care se îndreaptă către spitalele din afară. Sistemul sanitar românesc evoluează vrând nevrând înainte, dar nu neapărat cu viteza în care evoluează medicina europeană pe ansamblu, datorită problemelor pe care le-am menționat anterior. Sunt semnale că s-a înțeles acest lucru și în unele patologii s-a îmbunătățit finanțarea. Astfel, în ultimii ani, de exemplu, s-a făcut un program modern de radioterapie care se finanțează aproape pe baze europene de decontarea unei proceduri de radioterapie sau a unei proceduri de chimioterapie. Se realizează în aceeași măsură ca și, de exemplu, în Italia. Chiar am comparat tarifele, lucru care a dus
la o ameliorare a numărului de pacienți tratați, a felului în care au evoluat acești pacienți, a creșterii numărului de centre care realizează astfel de proceduri. Din păcate, vedeți, s-a focusat această atenție pe pacienți care, pacienții care beneficiază de radio, de chimioterapie, sunt pacienți care sunt cu afecțiuni oncologice, cele mai multe ori în stadiile 3B și 4, stadii avansate ale afecțiunilor oncologici, și în paralel nimeni nu a dezvoltat un program de chirurgie oncologică. Noi am demarat, când eram la Ministerul Sănătății, un astfel de program care a rămas în sertarele Ministerului. Vedeți dumneavoastră, de asemenea, și un program de detecție precoce a cancerului. Cheia succesului în afecțiunile oncologice este detecția precoce și chirurgia. Astfel am putea salva mult mai multe vieți și avea rezultate mult mai bune în terapiile, în afecțiunile oncologice, dacă am realizat cu, am aplicat cu atenție și asupra acestei detecții precoce și tratament chirurgical. Suntem pe final de interviu, pentru că spuneați un pic mai devreme că apreciați foarte mult parteneriatul acesta între mass media și medici, pentru că este oportunitatea pe care o aveți să transmiteți mesaje către pacienți. Am să vă rog să încheiem în acest mod cu un mesaj către pacientul român ca o concluzie a discuției de astăzi. Cred că cheia parteneriatului și îmbunătățirii parteneriatului dintre pacienți și medici este ca pacienții noștri să consulte mai frecvent și mai des medicii pentru a fi diagnosticați în faze incipiente ale patologiei. De multe ori văd pacienți valvulari, pacienți cu boli cardiovasculare cu patologie valvulară, care îmi spun: da, dar pe mine nu m-a durut nimic. Este foarte important să înțelegem că nu trebuie să așteptăm să ne doară ceva pentru a merge la medic. Domnule profesor doctor, am ajuns la finalul interviului. Mulțumesc foarte mult că astăzi ați fost la Adevărul Live. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă invit să rămâneți cu adevărul.ro. La revedere!